Polițiștii orșoveni au fost sesizați cu privire la faptul că în interiorul unei unități de consum situată pe clisura Dunării se afla în desfășurare un conflict. La fața locului s-a deplasat echipa operativă, iar persoanele implicate în altercații au fost identificate și conduse la sediul poliției pentru audieri. Din cercetări a reieșit că pe fondul unor discuții în contradictoriu a existat un conflict spontan între mai multe persoane, în urma căruia un bărbat a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, trei bărbați fiind reținuți pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore.